Astăzi, fraților, bine, m-am regăsit la un nou episod din Brawl Stars. Bă, episodul trecut. Efectiv, ați fost genial pe, pe susținere, ați, ați lăsat multe, multe like-uri la episodul trecut și am zis că, bă, trebuie să mai facem încă un episod pe Brawl Stars pentru că s-a băgat un nou brawler. Este vorba de Juju, așa o cheamă mă pe. Broulărița asta nouă să zicem așa O să deschidem și niște deadbox-uri Pentru că am văzut că vă plac aceste deadbox-uri Și voi ar trebui să deschideți acolo butonul de like Să fie albastru, să fie toate cele Deci toată lumea să lase chiar acum un like Bă, deci uh, această broulăriță este 84 de lei Mai exact 85 de lei 84,99 Dar na, un ban nu mai contează, mi se pare puțin scumpicel dacă ar, ar, fi să te gândești, bă, primești doar un brawler la 85 de lei, dar mai primești și niște pinuri, niște coins, gemuri de 25 de lei sau ceva de genul uh, și primești la final și un skin, ceea ce nu e atât de rău, așa că o să o cumpărăm și hai să vedem cum este acest nou brawler despre care habar absolut nimic. Bă, s-a cumpărat brawlerul! Bă, voi vă dați seama că gen catap s-au dus 85 de lei pe niște pixeli, efectiv. Ok, și a venit brawlerul nou, fraților. Juju, bă, Juju. Bă, dar ce nume e ăsta, Juju? Efectiv, gen, e un nume la mișto, așa. Bă, ea pare așa ceva de la... De, cum se numește? De la circ. Care ar veni de la circ, nu? Ceva, ceva de genul îmi pare Bă, n-am nicio idee ce face brawlerul ăsta Vă zic sincer Juju, luăm pinul aici Și cred că putem să deblocăm și coins Putem să deblocăm toate lucrurile acestea Nu trebuie să mai așteptăm o săptămână Pentru că înainte trebuia să stai Aștepți încă o săptămână Să le deblochezi în fiecare zi câte unul, câte unul Hai să luăm 80 de gemuri, fraților Vă po, vă po, vă po. mersi frumos de gemuri, super selule și o să vedem și cum este acest brawler, poate și maxăm, dacă e, o să vedem și avem și special offer care ne dă practic un skin pe Juju. Bă, uite-te mă la mine, nu sta cu spatele, ia uite bă ce stă cu spatele, dă dam uh, acolo equip, mai avem încă o chestie gratis și mai avem 10 dead boxes. bă, mă roagă cu bani, nu! Gata cu gemurile. O chestie interesantă de mi-a zis-o și nu știam episodul trecut. Aceste skinuri uh, uh, de Halloween poți să le cumperi doar de Halloween și nu mai putem să le cumpărăm după aceea. Adică sunt doar exclusive de Halloween și nu poți să le iei cu blinguri. Eu nu știam treaba asta. Are logică, dar nu m-am gândit. Câteodată sunt și o prost. Asta este. Bă, dacă ar fi să mă uit așa în toate skinurile, aș ceva cu deducere că e Black Friday cu dăstea, înțelegeți? Că să tot apropie. Bă, ăsta peste e tare, deci asta pe tu 39 de gemuri chiar l-aș lua, sincer, și în rest nu prea mă dă ceva pe spate, poate ăsta pe PAM, dar totuși 149 de gemuri pe un skin pe PM, nu știu, Scrieți în comentarii dacă are rost să cumpărăm vreun skin, chiar sunt curios, uh, am 300 de gemuri, bah, poate luăm, de ce nu, poate luăm, poate luăm și ceva gratis de aici bun, 5 credite, pe aici mai avem și noi ceva? nu cred că mai avem absolut nimic, dar vreau să uh, joc acum cu uh, Lee's Trophies, cu Juju, bă, Juju, ce nume e ăsta, frate, Juju, s-au gândit, bă, ce nume n-am pus pe jocul ăsta, și au zis Juju. Ok, hai să-i dăm training grounds pentru că n-am habar ce face acest brawler. Ok, și o să vedem împreună. Bă, aruncă. De ce? traur? Hai să vedem. Aruncă cu chestii. Bă, ok, deci aruncă cu un vierme cum ar veni. Bun, avem și ultima atacă, care tot aruncă cu ceva, deci e full thrower ăsta, deci efectiv tot ce faci cu ea e să arunci chestii, ia să vedem. Vudu. Bă, are o păpușă Vudu. No way. Ok, și poți să mai spawnezi unul? Nu, no, deci ai, ai, doar o păpușă Vudu. Ok. Și practic ea te ajută cum ar veni Iau te poți să dai peste perete Bă, vezi că nu e rău Nu este un caracter rău Acum trebuie să vedem cum Volleyball Ce mă? Volleyball Bă, e, legal așa ceva? Ok, n-am văzut niciodată ăla, dar o să jucăm la solo show de un momentan Pentru că e așa mă joc așa îmi place mie să mă joc Când am luat un brawler nou, jucăm la solo show de pentru că mi se pare game-ul care Îți faci o idee cât mai bună de, de, acest brawler Poți să stai mai în spate, poți să stai mai în față Cumva e game mode perfect Bun, hai să aruncăm aici cu viermișorii ăștia Mamă sau râmă, ce-o fi mă, vierme sau râmă Bun, am la primul power Hai să vedem cât de What? Mi s-a schimbat Bro, ce? Uite Wow, am damage Am range mai mare ca sunt în buș N-are sens Ok, deci ăsta e brawlerul Și dau mai mult damage? Habar n-am dacă dau mai mult damage, dar apare Oh, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu a, am murit, a am murit, ok Deci eu când sunt în bush Culmea, am range mai mare Uite, vedeți? Mamă, ce diferență e, ok E diferență destul de mare Bun, hai să luăm aici încă un power O să mergem în mijloc Bă, păcat că nu sunt foarte multe bușuri pe harta asta, sunt doar în laterale, dar uite, avem un buș aici și dacă se apropie cineva, îi dăm cu gen. Sunt curios doar, ok, avem un Frankenstein aici, sunt curios dacă nu-i dăm mai mult de Ia că am spawnat păpușa Voodoo. Bă, lasă-mi păpușa! Ese mă! Uh, sunt curios dacă dăm și mai mult damage din buș. Opa, nu trebuie să ne apropiem. Ok, ăsta e ca și mort. Avem păpușa Vudu. Dar și face și viața, nu e bine Hai păpușă, dă -i. Uite, 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 uite Bine mă, păpușa Păpușa Ok Păi și, uite, uite, uite că a venit ăsta Ia că i dăm din buș Mamă cât range am Holy, deci din buș Ai range extraordinar de mare Ia să vedem Mamă ce l-am prins, holy Băi e tare, e un brawler așa diversificat Nu știu cum să zic eu GG, câștigăm primul meci, fraților. Avem și un star drop, mai exact două. Hai să vedem ce ne pică aici. Ne pică fața, ca de obicei. Haide să vedem, tot rare. Și, bă, voi vă gândiți ce aici? Adică, voi vedeți chestia asta că, gen, pot să... Poți să intre aici, dar nu, nu poți să faci nimic. Bă, aveți idee ce aici că vreau să știu, gen? Nu știu, o carte secretă, nu știu care e faza Haideți să deschidem cele 10 deadbox-uri Pentru că știu că asta s-a așteptat de la începutul episodului Haideți să vedem ce ne pică din ele Sincer să fiu cu voi, uitasem că le am Dar, uh, hai să vedem ce ne pică XP Doubler, Coins, Coins XP Doubler, Coins, Coins pâlpuie Și s-ar putea să avem un skin, fraților, de Halloween Hai să vedem Este skinul Mamă, skinul pe stu, fraților, care cred că era undeva la 79 de gemuri, ceva de genul. Am arătat la începutul episodului, dar un skin șmecher. Bă, nu mă plâng. W. W rău de tot ce se întâmplă aici. O să-i dăm equip, player icon, pin și player icon. Nu cred că poate să-ți dea două skinuri în același box, să zicem așa. Haideți să vedem încă nouă. Bă, cred că o să ne pice multe skinuri, zic eu. Minim 3 skinuri. Ok? Hai să vedem ce ne pică de aici. Pinul. Mamă, vezi că e tare pinul asta Cum se transformă mega box în dead box Player icon, nu mai pică skin Nu mai pică skin Dar avem un spray și vedeți că e uh, Background-ul diferit, nu știu dacă ați observat Ok, următorul dead box No item rămase Blinguri pentru prima dată XP doubler, coins, coins, XP doubler Ok, acum trebuie să pâlpâie N-a bă N-a pâlpâie, bă, n-a vrut, bă, să pâlpuie Bă, n-a vrut Efectiv, n-a vrut să-mi dea skin ce să mai zic? Nu mai zic nimica. Hai să-i dăm în continuare. Bă, faci mulți bani. Într-adevăr, faci mulți bani și totul e gratis. Adică, cui nu-i plac chestiile gratis. Nu ai teme rămase. Coins, coins, coins. La început, primele 5-4 nu prea spică nimic. O mie! Spray, pin și pin. Ok, n-a picat nimica. Haideți să mai vedem. Cred că mai avem vreo 6, ceva de genul. Hai să vedem dacă pâlpă. Eu o să dau așa și mă uit doar jos dreapta. Deci doar jos dreapta vă interesează. 500 de credite sunt bune venite pentru Marțian aici, pentru Fame. Ia uite bă, sunt Marțian 2. Te pupăm. Ce mă, player icon? Ok, hai să vedem. Deci eu mă uit doar dreapta jos, nu mă interesează ce îmi pică rest. Eu vreau skin. Am zis? Am zis că vreau skin din Deadbox și mi-a dat skin. Hai să vedem ce skin. Care nu e skin, este gadget Dar poate să fie skin Că sunt două chestii Ia, ia, e skin. E star, star power Bă, frate Mă, ce? Deci orice, dar nu skin ne-a dat astăzi Și ne-a dat și un pin Ok, nu e atât de rău Hai să vedem mai departe blinguri Blingurile pică greu Adică am văzut că pică mai mult coins Bă, nu ne-a picat nimic Nu ne-a picat absolut nimic Bă, grafica de la Deadbox, n-aveți ce să ziceți, chiar e mișto Adică, frate, e o cutie care e un fel de zombie Are uh, acolo un os deasupra, iese creierul Bă, chiar e mișto, n-ai ce să zici E o piuliță picată Bă, chiar e tare, chiar e tare Hai să-i să dăm aici în continuare În continuare, coins, coins Acum vine skin-ul Acum vine skin-ul na, na, n-a mai venit skin -ul. Cred că mai avem doar câteva, nu mai avem foarte, foarte multe. 10 și aici e skin 100%. E 100%, e cod secret. 200 de blinguri. Coins. Doubler. Doubler. Coins. Acum pulpuie. Bă, ce v-am zis, mă? Să regele pe pâlpâială. Hai! Skinul pe Mr. P! Mă, mă, a din coșuc, Mr. P! Bă! De unde ai și mă? E și direct din coșuc care e servieta lui. Bă, ce skin tare, let's go Let's go, vezi că e tare rău skin-ul A, și apropo, azi e halloween nu? Deci, uh, happy Halloween, cum se zice, nu? Cred că se zice happy Halloween Am primit și noi aici un cadou de Halloween Acest skin pe Mr. P Care vezi că chiar e tare dragon, nu dragon <laughs> E vampir Mr. P Cum ar veni că stătea în coșug No, aici nu ne pică nimica Nu no, ne pică Bă, v-am zis, bă, le știu Sper că mai am unul. Mai vreau unul să deschid, atata Nu mai am, bă. Nu mai am. A, ah, Lucky Boys, ce să facem? Dar totuși, avem două skinuri noi. Avem pe Mr. P și pe cine a mai făcut rost, că nu mai ții minte. Pe Stu, bă. Am uitat de Stu. Bă, pe Stu nu aveam skinuri atât de jmechere, deci pot să... Putem să zicem că ăsta e cel mai jmecher skin? Putem să zicem că e cel mai jmecher skin și mai avem pe Mr. P, pe care nici nu stiu ce skin aveam. Cred că aveam ăla la costum. Da, l-aveam pe la la costum, deci clar asta e mult mai tare. Count Pengula. Așa se numește skin -ul. E practic Dracula, nu? Contele Dracula. Bă, da, e tare. mi îmi place animația. Uite cum iese din coșug. Așa iese din coșug. Direct. Regele Mr. Pina. Nu am ce să zic la faza asta. Este regele. O să mai dau un match de solo showdown cu uh, Juju. Juju sau Jojo? Vine, vine să-i zic Jojo, nu știu. Mi se pare că Juju e un nume așa ciudat. Jo, uh, Jojo e mai comun. Sigur ați mai auzit numele Jojo sau. Nu știu. Juju e. Nu știu. Jujulea legend. Are sens. Ok, deci dăm o mie. A, e, e. Mi-am dat seama, mi-am dat seama, fraților. Opa. Mi-am dat seama că o să mor Mi-am dat seama că o să moră. Ok, deci. Treaba asta în felul următor. Când ești în buș, ai range mai mare. Dar, uh, dai mai puțin damage Uite-l pe Raresh Aoleu, e mai rupt aici pe cocoașă Deci dai mai mult damage Dar ai range mai mic Ai mai mare range-ul range, -ul, range -ul mai mic range mai mare, pardon Opa E că e cineva aici Haide Am băgat aici Ia, ia, Opa de De la 3 la 3 Mamă să nu vină Bibi că ne sparge Mamă ce Uu, m Mă sparte bro m-a sparte mi și mi-a rupt Cocoașe ei nebun Nu mă așteptam să fie un eș acolo Dar am luat totuși locul 4, ceea ce se pune la win streak. Bă, o să ne mai jucăm cu Juju. Vreau să-mi spuneți dacă aveți ceva sfaturi pentru ea, să o maxăm, să facem chestii. O să mai postăm episoade de Brawl Stars, nu atât de dese, dar o să mai facem când sunt chestii foarte, foarte interesante. Sper că a plăcut clipul, eu am fost Inar și v-am pupat. Pa, pa.